Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2019 Roleplay, după cum v-am obișnuit. Fraților, să știți că nu întâmplător mă plimb cu mașina acum, nu sunt la plimbare, ci pur și simplu aștept să mă ajungă din urmă. Wow! Mamă, n-am prevăzut asta. Nu știu, n-am vrut să se întâmple. Da, am prea multe moduri și de cam încurc butoanele pe aici și... Na, s-a întâmplat. Ae, puteți să mă iertați, vă rog frumos. Am ieșit puțin din afara caracterului. Mamă, ce mașină frumoasă avem. Mamă, e superbă. Bun, hai să vă zic ce am de făcut astăzi și ca să nu mai pierd vremea, mergem înainte. Uitați ce se îndreaptă spre noi. Ce dita mai... mașina, să zic așa, că nu e mașina, e dita mai tractorul. Deci, cu acest camaz, bine, și avem și polițiști din urmă care ne escortează, iar că poate prindem o poză, poate prindem o poză, frumos, pe aici, pe undeva, un F10, bun, perfect, ia uite ce frumos, ia uite ce frumos, frățică, da. Am vorbit cu primarul din sat și l-am rugat foarte frumos, foarte frumos să ne împrumute și nou un utilaj. Pentru că avem mari probleme, mari probleme. Ați văzut că acolo unde am făcut noi, unde am ridicat terenul, unde am făcut la vaci, avem nevoie de... Se blocat de un obiect, lasă, nu mai fie blocat de un obiect, că nu e blocat de niciun obiect. Avem o problemă cu o râpă acolo, a rămas datorită construcției și n-am mai reparat-o, așa că... Acea râpă o vom repara astăzi, pentru că și faimosul Rusework de pe acest canal, care este un împătimit al seriei de roleplay, a zis că acea groapă ar trebui reparată. Am zis că cel mai bine vorbesc cu primarul și o să mă ajute el, pentru că de fiecare dată l-am ajutat și de ce să nu rămân prieten bun cu primarul? Dacă rămân prieten bun cu el, o să rămân și el prieten bun cu mine și... Uite, așa o să... Mamă, s-au dus mașinile de poliție, s-au dus în râpă. Ce vorbești? Și cealaltă s-a stricat. În fine, nu știu ce trebuie făcut. Sper să nu se răstoarne ăsta în râpă. Atât, sper să nu se răstoarne în râpă. Dacă se răstoarne ăsta în râpă, dita mai mastodontul de tractor. Ia uitați-l. Mamă, dar e imens. Stai să văd dacă o ia bine. Și platforma asta e cam mică pentru el. Mamă, prea frumos se vede. Prea frumos se vede. Bun. Hai să vedem. Bă, până acum a urcat bine. Dacă a urcat bine, înseamnă că putem să ne ducem după polițiști ăștia amărâți. Unul a băut mai mult ca altul sau nu înțeleg ce au făcut, dar a ajuns în șanță. Da, nu o să-i mai iau pe amândoi, că și așa sunt varză săraci. Să iau doar unul. Celălalt, ce să-i fac? Să-i repar mașina, că să-l iau? Nu mai iau. Să vină zălea de la secție, de la el. Vă dați seama că legea spune că nu trebuie să-l mișc, nu trebuie să-i fac absolut nimic acolo. Trebuie să-l las așa, până vin colegii lui și constată problema. Bun. Hai că... Stai puțin așa, că nu e, e problemă mare aici. Bun. Tractorașul nostru s-a oprit din cauza că am setat noi mașina să fie la distanță. Dar să-l setăm mai aproape ca să urce. Bă, că are putere, are putere tractorașul nostru. Are putere, mă, ce vorbești? Ia uite-l cum urcă. Urcă, mă, urcă, urcă. Da, acea râpă trebuia stupată cât mai urgent pentru că chiar mă supără pe mine acolo. Și dacă l-a supărat pe Rusework, vă dați seama, mă supără și pe mine. Pentru cine nu știți cine e Rusework, urmăriți-l prin comentarii că omul știe ce face. Da, bun. Hai să... Uite, mă, uite, bă, ești nebun. Deci, am comandat și o mașină de pământ și a ajuns deja, dar bănuiesc că nu știe unde se ducă. Da, mă, mașina asta nu știe unde se ducă.
Bă, că șoferul nu e aici. O să vin mai încolo după ce duc Dita mai excavatorul. Și o să vin mai încolo să... O, ușurel mașinuță, ușurel. Eu să-ți dau viteza mai mică, mă, că tu prea te înfingi așa la... Ești cam fâșneaț așa. Zici că abia ți-am dat de mâncare. Aude, acum că te-am limitat, nu-ți mai place. Aude ce ură face, nu-i mai place. Hai să ne oprim aici și să mai vedem ce mai face tractorașul nostru. Vine cu poliția din urmă sau nu vine? Polițiștii ăia ar trebui să stea unul pe aici, unul prin partea aia, dar văd că ei n-au nicio treabă. Mi-e frică să nu se răstoarne. Mi-e frică să nu se răstoarne că Edita mai mastodontul. Și chiar ar fi foarte, foarte păcat să se răstoarne. Fraților, sper că vă place acest episod și sper că v-a plăcut și episodul trecut și toate episoadele de genul acesta, de roleplay. Mamă, ce întorsătură frumoasă a luat. Și nu uitați să dați și voi un like acolo și să mă susțineți, pentru că, sincer, se lucrează foarte mult la episoadele de genul. Și vedeți și voi că este o muncă suplimentară. Gen, nu știu dacă ați mai văzut pe alte canale ceva de genul, dar sper să nu. Să fiu unic. Asta îmi doresc de la această comunitate, să vă ofer conținut unic și să fie special pentru voi. Bun, ce greșeală am făcut eu acum și n-am de unde să știu cât va ține episodul ăsta sau cât nu va ține, nu mi-am pus un cronometru. De obicei, un episod dura 30-40 de minute, acum neavând cronometru, trebuie să-l fac să dureze din nimic. O să văd când termin treaba acolo la teren sus, în deal, la stână, și după aia încheiem episodul. Chiar poate așa aveți și voi o speranță că va dura episodul mai mult, că mulți mi-a zis că vreți să dureze episodul mai mult. Ei, uite că ați și primit asta, am uitat să-mi prun cronometru și n-o să știu când să închei episodul. Așa că, în altă ordine de idei, ne mișcăm ca melcul, pentru că și tractorașul nostru se mișcă ca melcul. Să vedem, îi mai prindem noi o poză aici frumoasă, prin Dumești. Se plimbă tractorul prin Dumești, Chetu. Ia uite ce frumos îl aduce. Ia uite-l, mă. Și cu mașina de poliție în spate, care n-are girofarele aprinse. Domnișoara, ai stins girofarele, firai tu să fii. Trebuie să stea aprinse girofarele mereu. Domnișoară, pornește girofarele, așa. Nu fi din aia. Pornește girofarele, că lumea trebuie să știe că livrăm Dita mai mastodontul. Nu mi-a zis primarul cât o să-mi lase chestia asta la mine. Bă, dar e imens. Sincer, nu mă așteptam să fie atât de mare. Zic, bă, cine știe, îmi dă un tractor din ăla mic. Ceva, să-mi fac și eu treaba, dar nu mă așteptam să-mi dea Dita mai mastodontul. Și sincer, cu ăsta... Sper să fac treabă, dacă nu fac treabă și nu-mi iese episodul, îmi dau demisia. Îmi dau demisia și, de fapt, nu-mi dau demisia mie, dau demisia la primar și ajung eu primar în locul lui. Îi dau demisia, am vrut să zic. Păi cum îmi dă ultima, mama, dar ce frumos se vede ferma noastră, mamă, wow. Ce frumos se vede și încă vreau să fac ceva și mai frumos pe dealurile alea prin Dumești pe acolo. O să fie și mai frumos. O să aranjăm satul ăsta ca la carte. Doar să aveți puțin dică răbdare, pentru că, na, durează până facem toate astea. Episod de episod, dacă rămâneți alături de mine și mă susțineți, vă dați seama că ferma o să fie una dintre cele mai frumoase. O să mai plantăm și niște copaci pe acolo, pentru că nu avem copaci. Este blocat de un obiect. Care blocat obiect? Care obiect te-a blocat? Cum te-a blocat? De ce? Of, da. Se pare că am dat într-un pom sau ce s-a întâmplat. Mai mult ca sigur. Într-un fel eram sigur că asta se întâmplă, dar na. A dat într-un pom. Și acum noi tot ce trebuie să facem, trebuie să o luăm mai așa. Are aia mare. Out of, de fapt nu pot nici așa,
Da. Chiar nu pot să-mi dau seama cum pot să fac aici. Nu pot să-l trag. Sunt cringile alea acolo de la opresc. A trecut sau nu a trecut? Nu cred că a trecut. Unde l oprește, mă? Stai, mă, așa că nu vreau să te... Cringile astea, firariere de cringe. N-am și o drujbă la mine, stai că îmi cumpăr drujbă acum. Bă, firar mama lor de cringe, dar când vreau să fac și eu o treabă... Bine, asta cu cringile e tot treaba primarului, vă dați seama. Ce, că nu se taie? Au coliziune, dar nu poți să le tai. Ce treabă e și asta cu... Păi... Are coliziune, da. Harta eronată. Nu avem ce să zicem, nu avem ce să facem. Decât să dăm utilajul mai așa. Știu că nu e roleplay, dar ați văzut și voi că nu este nicio soluție. Îmi pare rău pentru voi. Dar nu este nicio soluție. Să aduc Dita mai mastodontul prin crengile astea e foarte greu. Uite, și aici mai are niște crengi. Trebuie să o ocolesc, să văd cum fac să nu iau crengile. Normal ar trebui să se rupă crengile alea, dar na, aici nu suntem 100% în realitate. Hai, mă, aprinde girofarele că mă superi tu cu mașina ta. Mă supără domnișoara polițist. Nu aprinde și ea girofarele. Și să-i dau viteză mai mare, mă, că până la urmă am trecut de ce era mai greu. Am trecut de ce era mai greu. Uite, putem să mergem cu 25 de km la oră. De fapt, stai să încetinim că am eu Jeep-ul acolo. Da. Sper să se audă ok episodul ăsta pentru că mi-am cumpărat un microfon și sper să mă auziți bine. Dacă nu mă auziți bine sau mă auziți mai încet decât în episoadele trecute, puteți să-mi ziceți în comentarii și o să mă sesizez și o să repar situația, da? Chiar îmi doresc să-mi spuneți cum merge situația cu microfonul și cum se aude, astfel încât că eu să refac setările. Bun, hai să mă duc la fermă sus. Haide, mă, prinde viteză mai mare. Ce ai făcut, mă, nene? Așa. Prinde viteză mai mare și să ducem mașina la stână. Ia să-mi o parchez și eu undeva pe aici, pe undeva. Dar nu știu dacă... Da, sper să încapă. Sper să încapă. O să vedem. A, că mi-o parchez aici, unde îmi place mie. Unde îmi place mie să-mi las mașinuța. Bun. Mi-am lăsat-o aici și să vedem cum facem. Aia, mașina de poliție rămasă pe acolo. Chiatul nostru. Bun, și să urcăm în tractoraș. Nu știu cât durează episodul ăsta, mamă, deci mă frământ atât de tare să știu cât am înregistrat până acum. Caut toate soluțiile să mă uit, dar nu am de unde să mă uit pentru că nu mi-am pus cronometru. Hai să vedem ușor aici, trebuie să facem stânga. Vedem cum facem cu Dita mai mastodontul stânga. Și data trecută am avut un fel de livrare. Bă, să nu-l răstor. A, wow, așa. Așa, vino, 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 vino. Ah, ce-am zis că se răstoarnă, mamă, dacă te răsturnai. Ha, păi se ducea tot. Bă, tu iar cu poliția ta ai girofarele stinse. Polițistă mai aiurită ca asta n-am văzut. Ușurel aici. Ușurel, mamă, ce balans face. Băi, ce balans face. Nu cred așa ceva. Și acum să-i dăm forță. Pe la tanti Didi, pe la poartă. Eu i-am zis lui tanti Didi. Să vezi, break, o să vin să... Să-ți bat pe la ușă, pe la poartă, cu toate utilajele. Și uite că așa s-a întâmplat. Au decedita mai... Bă, să știți că videoclipul ăsta e sponsorizat de primarul satului. Primarul satului, dacă nu era primarul satului, nu vedeați voi așa ceva. Nici în ruptul capului. E scump un din ăsta, e foarte scump un utilaj din ăsta. Nu-mi permiteam nici în 10 ani. Nu-mi permiteam, nu aveam cum să-mi permit așa ceva. E foarte scump un utilaj din ăsta și rar găsești. Rar găsești la noi în sat. Să nu zici că nici nu urcă tractorul.
E foarte greu, e foarte greu. La noi în sat, primarul a accesat foarte multe fonduri europene, dar le-a cam cheltuit pe prostii, așa, acum știu că m-a ajutat, dar ăsta e adevărul că a cheltuit banii pe prostii. Și n-am ce să l-o ocolesc, sper să nu se aude la episodul ăsta, dar ăsta e adevărul. Bun, hai că urcăm cât de cât. Cu al nostru zetor, bă, un zetor de 150 de cai putere, își face treaba. Serios de nu-și face treaba. Polițistul ăsta nu știu care-i rostul ei aici, că nu o să se întâmple niciun accident sau ceva. Na, trebuie să fie și ea pe aici, că până la urmă încasează niște un salariu, nu? Și salariul ăla trebuie justificat. Ce ai făcut tu pentru a primi salariu? Păi uite, am ajutat pe ăștia să... M-am căscat gura la unii care mergeau cu un buldozer, cărau niște pământ și după aia îl descărcau. Zice și voi. Bun, am ajuns cu buldozerul. Perfect. Oprim motorașul și să dăm mașina de poliție de aici. Dă-te, domnișoară, că nu mai avem nevoie de serviciile tale momentan. Poți să stai aici și noi mergem să aducem și mașina de pământ. Mergem să aducem mașina de pământ care o avem undeva, pe unde o avem? A, uite-o aici, în colț. Să știți că harta asta este destul de mare și uneori chiar mă derutează. Chiar mă derutează, nu mai știu pe unde sunt, ce fac și... Na, ce utilaje mai am de adus, mai am de adus, uite și camionul ăsta. Mamă ce frumos e, mamă ce frumos. Op, ușurel și cu tine că avem pământ. Avem pământ, mamă ce frumos e interiorul. Avem teren de dus la... Ce-i mă cu senzura la bord? Sunt faruri... Nu sunt farurile aprinse. Habar n-am ce e. Deci chiar nu știu ce e cu senzorul ăla. Dar aia e. Bănuiesc că știe șoferul ce-i cu... Bă, dar prinde viteză, n-ai... Nu te joci cu camionul ăsta, bă, nu mai... Ce-mi s-a cadezi așa? Ce-ai pățit? Bănuiesc că am și memoria plină la hard, pentru că eu înregistrez de pe hard și mai face figuri. Da. Na, ăsta e norocul meu să am electrocasnice, de fapt nu e electrocasnic ăsta, să am bunuri cu erori și cu lag și cu așa mai departe. Dar eu nu fac fițe, sunt perfect de acord cu ele, le las să-și facă damblaua și după aia mă joc liniștit în continuare. Bun, hai să vedem cum o ducem și cu camionul ăsta. Sper că v-a plăcut până aici ideea și jocul în sine. Stai mă că uite, ratam drumul. Are frânele cam grele, greoaie camionul ăsta. Mai ales când mergi cu atâta greutate. Ba, trebuie să vorbesc cu primarul să facem ceva și cu podul ăsta, că... E complicat, nu prea avem intrare. Dacă stau eu mai bine și mă gândesc, și așa ăsta este astupat aici, nu mai curge apă pe aici nici în ruptul capului. Mă gândesc ca în episodul viitor sau nu știu, când mai avem noi timp, să acoperim tot aici și să ieșim cu utilajele pe aici. Decât pe acolo, nu știu ce să zic, dar mie mai bine îmi pare pe acolo. Pentru că, na, o să vorbesc cu primarul să văd dacă ne dă voie, dar eu nu pot să-mi aduc tractoarele pe acolo. E îngust, e... Ați văzut și voi cum este. Nu prea-mi place. Bun, hai să urcăm cu camionul, dar nu prea urcă ăsta. Nu prea urcă și ăsta. Ce vrei, mă, dealul de la Dumnezeu... De fapt, nu e dealul de la Dumnezeu, că eu tocmai am vârful dealului de la... Dealul lui Dumnezeu. Hai că le-am făcut varză pe toate. Mamă, dar frumos e excavatorul ăsta. Bun, am ajuns și cu mașina. Sper să ne ajungă pământul, dacă nu o să mai comand. Și să vedem cum rezolvăm cu craterul ăsta aici. Sper să rezolvăm repede, că n-am chef de alte probleme pe aici. Hai că nu se vărs pământul direct în crater, o să-l vărs lângă ca să-l iau cu buldo excavatorul. Ia să vedem
avem așa ușa spate. Descărcăm aici. Se descarcă, se descarcă. Descărcăm pământul acolo și după aia mai vedem cum mai facem. Trebuie să descărcăm și pe asta la altă. Dar o vom descărca după aceea. Ce nu mai vrea? Am înțeles, trebuie să ne mișcăm puțin. Dar ușa din spate curge foarte puțin. Văcuțelor, tăceți din gură că apă nu v-am dat, mâncare nu v-am dat. De ce urlați? Chiar nu înțeleg de ce urlați. Nu v-am dat nimic, de ce urlați? Dacă vă dădeam, mai ziceați. Dar nu v-am dat. Bun, hai să dăm și cu ăsta în spate. Mamă, am uitat să-i pun piciorul la remorca asta. Parcă pe X se pune sau pe... Nu mai știu. Pe ce? Pe X. Descărcăm și asta. Hai că am adus ceva pământ. Am adus ceva, vă uită-l pe Azorică ce bucuros e că vede utilaje pe aici, pe la noi, care muncesc. A, uită-l cum se uită săra. În sus, la stele. Unde ești, Azorică? Aoleu, panoramă de cățel ce ești tu. Panoramă de cățel ce ești tu. Hai să retragem camionul de aici. Și să-l lăsăm să plece acasă. Bă, dar mi-am ales cea mai frumoasă zonă din Dumești. Serios, dacă mai există zonă mai frumoasă decât asta în Dumești. Nu există. Serios, de există. Cea mai frumoasă zonă din Dumești este asta de la mine, de aici. Uite, mă, și biserică. Bă, eu stăteam lângă biserică și n-am văzut niciodată că am o biserică lângă mine. Serios. Craterele astea pe aici trebuie să le fac și un gard ceva. Chiar nu pot să le las așa. Pe la oi pe aici mai trebuie aranjat, mai trebuie ce, vorbiți mă, e treabă grea ce mi-am ales aici. Camionul să nu-l scapă în râpă, oricum pământ s-ar putea să mai trebuiască, nu cred că mi-ajunge. Dă-te mă, Azorică, dă-te de aici că iar te calc și vezi că ăsta e de două ori mai greu decât, de fapt nu știu dacă e de două ori mai greu că e gol. Decât ce am avut data trecută. Silozul aici, avem siloz, mamă, sunt atât de bucuros că avem siloz. Încât nu mai radiez de fericire. Bun. Lăsăm camionul ăsta pe aici, pe undeva, până vine șoferul să-l preia. Și noi ne întoarcem la oile noastre, oile noastre de acasă. Ce treabă avem cu UTB-urile? N-avem nicio treabă cu UTB-urile. Noi acum lucrăm cu profesioniști. Hai să lăsăm ăsta în jos. Și să luăm dita mai mastodontul. Auză-l cum a pornit. Auză-l mă cum a pornit. Să-i dăm ușor. Mamă, se pare că... Hop. Ușor. Trebuie să mă învăț și să văd cum funcționează, cum merge, că... De aici îl ținem așa. Stai să mă obișnuiesc cu el. Mamă, dar ce șmecher se miște. Du-te mă de aici, că nu cred, îmi place prea mult. Azorică, dă-te de acolo. Dar păcat că merge numai cu 5 km la oră. Dar ce facem noi aici? Unde suntem? Bă, că putere are. N-are nicio treabă, calcă tot. Cred că și pe Azorică săracă. Bă, dă-te mă cățel de aici. Cățel, n-auzi? Bă, cățelul ăsta eu cred că vrea să moară de curată, de utilaj din ăsta. Numai la astea mari, numai la astea mari se bagă și intră pe aici, printre ele. Ia să vedem cum ne încadrăm. Bă, dar mare, e mare și frumos. Acum o să iau cu cupa cum și el. Hop, ce s-a întâmplat aici? Așa. Și aici.
Și acum ce fac? Cum, nu știu cum să deschid ghearele. Bun, asta le las așa. Asta să fie oare numai de formă? Sau... am înțeles, ohoho. Am înțeles care-i treaba. O, băi, da, în cazul ăsta, hai să lucrăm, nu? A, uite ce frumos lucrăm noi aici. Oho, ce se aranjează pământul, ce vorbești, mamă, ce frumos, ce îmi place, bo. Fraților, nu uitați, dacă vă place și vouă, să dați un like, pentru că mie îmi place la maxim. Așa să nu mă mișcăm de el. Așa, ridicăm în sus. Ridicăm paharele și lăsăm în jos. Oh, ce frumos! Ce frumos! Bă, a început să-mi placă să lucrez cu utilajul ăsta. Tot de pe aici. Da, e frumos. Uite ce frumos lucrează. Și are... e foarte mare la... are cupa foarte mare. Deci sunt atât de surprins că are cupa atât de mare, încât... bă, cum? Astupăm răpazul ăsta în câteva... în câteva ore. Bun. Hai să astupăm răpa aici. Ia uite ce repede se astupă. Uite ce repede se astupă. Oh, păi foarte frumos, frate. Ne mai trebuie pământ. Ne mai trebuie pământ. Nu uita să... să-mi aminti să mai cumpăr niște pământ. Pământul ăsta de aici. Nu pe tot. Păi da. Ce vorbești? Foarte frumos. Mă lasă fără cuvinte, nici nu mai vine să mai vorbesc. Uite-l cum lucrează. Cum se dădeam? A, așa. Până mă învăț cu el, mai durează. Dar ne mai trebuie pământ. Ne mai trebuie pământ. De unde mai aducem noi pământ? Da. Oricum, în fine, mai lucrăm și data viitoare cu el. Acum să-l luăm și să-l punem undeva, nu știu ce, în spate pe acolo. Sau să ne băgăm cu el puțin pe aici în râpă și să tasăm puțin. Ce ziceți, oare merge? Să funcționeze? Mamă, ce se lasă.
funcționeze, dar normal ar trebui. Oricum râpa asta trebuia rezolvată de mult, așa că îl lăsăm aici, fraților. Noi mai avem ceva treabă astăzi, trebuie să mergem la semănat. Și cred că zetorul ăsta îl las pe ăsta aici. Și o să iau un tractoraș, mă duc acasă la mine, aici. Și avem de semănat, așa că o să semăn cu ăsta albastru. Mai luăm data viitoare niște pământ, acum nici nu mai am bani, nici mașină disponibilă nu mai am, pentru că vreau să vă zic că nu aș mai lua tot camionul ăsta, pentru că ați văzut că am nevoie de mai mult, mult mai mult pământ și camionul ăsta n-ar fi soluția cea mai bună. Dar eu astăzi nu vreau să cultiv boabe de soia. Vreau să cultiv așa că am aruncat boabele, le-am aruncat. Nu e nicio problemă, le recuperez. Vreau să cultiv niște iarbă, unde avem iarbă? Bumbac, porumb, floarea soarelui, boabe de soia, sfeclă, bumbac. Na, n-avem cu asta. N-avem cu asta, îmi pare rău că n-avem. Mergem cu minunăția asta la altă, cu sola. Mergem cu asta, să vedem. La asta avem iarbă, rapiță, boabe de soia, ridichi, iarbă, perfect. Avem iarbă, ce frumos e să vede tractorul ăsta. Avem iarbă și mergem pe terenurile astea de lângă noi să plantăm niște iarbă pentru a face baloți și inițial să dăm la vaci ceva, nu? Că avem nevoie, avem nevoie și urlă foamea în văcuțele noastre și noi n-avem ce să le dăm. Mamă, bănuți, mai avem foarte puțin. În fine, nu sunt importanți bănuții la noi, că noi nu umblăm după bani. Unde să plantăm noi iarba? O plantăm pe ce teren? Pe terenul ăsta, primul teren de aici. Nu, că ăsta e pentru noi făcut. Pe ce teren să cultivăm noi iarbă? Ia uite ferma noastră, ce frumos se vede acolo. Bă, cred că o să cultivăm iarbă pe astea. Astea de aici. Nu știu până unde duc sau ce fac, dar eu vreau să pun iarbă pe astea. Să-i dau viteza mai mică lui ăsta și să semănăm. Doamne, iar îmi vine să mă uit să văd cât am înregistrat. Chiar nu știu cât am înregistrat și mi-e greu. Mi-e greu, sincer vă zic. Și cred că o să încheie episodul după ce termin cu terenul ăsta. Văd că ăsta e discuit, ăla nu e. Nici nu mai înțeleg nimic. Ia să văd, merge semănat? Da, merge semănat. Înseamnă că putem să punem iarbă și pe ăsta. Ia uite, intrare și pe aici, pe la terenurile astea, oricum. Toate terenurile astea ar trebui să punem iarbă, pentru că sunt mai greu accesibile. Și chiar nu vreau să mă aventurez cu tractorul în altă parte. O să trebuiască să mai cumpăr și niște semințe, să refac stocul la semințe. Oricum nu seamăn eu corect acum. Știu sigur că nu seamăn corect, nu așa se seamănă. Roleplay adevărat, trebuie să ridici semănătoare. Nu semeni în toate părțile, semeni într-o singură direcție. Știu asta. Ce are ăsta? E bruiat ceva, ce are? Patinează, mă, patinează. Păi cum să nu patineze? Dacă edita mai dealul aici. Și dăm și noi viteză mai mare. Să nu mai aibă de ce să patineze. Ia uite-l. Așa, mă, frate, așa. Bun. Fraților, să nu uitați să-mi amintiți în comentarii și să-mi spuneți cum a fost videoclipul, cum s-a auzit, dacă mergem în continuare cu stilul ăsta de sonorizare sau revenim la telefon, la ce înregistram eu înainte, că înregistram cu telefonul. Bun. Hai că mai avem două brazde și după aia mă opresc pentru că trebuie să închei neapărat episodul aici. De fapt, nu știu dacă să-l închei acum sau să nu-l închei. În fine, o să-l închei oricum pentru că nu știu cât am înregistrat și tare mi-este frică că am înregistrat vreo oră. Eu când mă pun să vorbesc, apoi nu mă mai opresc și tare mi-e să nu vă plictisesc. Și nu vreau să vă plictisesc, de aia
O să închid episodul și ne vedem data viitoare cu un nou episod și asigurați-vă că râpa o să fie astupată. O să fie astupată, așa că Rusework, stai liniștit că data viitoare râpa nu o să mai existe. Am astupat-o cum o părticică și data viitoare o să astup cealaltă parte. Și să vedem, poate o să comandă mult mai mult pământ și vedem cum ne descurcăm. Mai semănăm și ceva iarbă, mai luăm niște balos pentru animale, nu știu, vedem noi. Oricum, treabă avem. Treabă avem la greu. Deci în ferma asta niciodată n-ai să vezi să nu fie treabă. Hai mă, tractoraș, hai mă, nu mă lăsa aici. Nu mă lăsa, te rog eu frumos, nu mă lăsa. Avem atât de multă treabă încât tu vrei să mă lași. Nu e frumos. Chiar nu e frumos. Hai că mai avem mai am câteva părticele unde n-am semănat. Și o să semăn acum. Pe aici mi-a mai rămas ceva. Și mă bag acum repede și după aia mergem acasă, lăsăm semănătoarea, dar de fapt cred că o să vin și în episodul următor aici. Mai am de semănat ceva, dar nu vreau să vă mai plictisesc. Bun, fraților, cam asta a fost cu acest videoclip. Noi ne vedem data viitoare, poate și mai evoluați decât ne-ați găsit acum. Singura mea nedumerire acum este unde duce drumul ăsta pe aici în jos. Vreau să vedem unde ajungem în sat pe aici. Ia să vedem. Că sunt curios. Hai mă, dă-i mai cu viteză ca să vedem și noi unde ajungem. Așa, este o casă în construcție aici, din câte văd. Am ajuns, cred că, în mijlocul satului sau nu știu cum suntem pe aici. Hai mă, să mai explorăm și noi dumești, mă, dar ce dacă... Nu vedem poarta asta, se deschide aici? A, nu se deschide, dar avem și coliziune la ea. Da. Bă, cine stă aici, ți-ai făcut casa mișto. Ia uite ce e pe aici, prin dumești. Frumos, frumos. Haide. Haide mă, dă-i viteză, bagă tractoraș viteză ca să vedem repede satul. Pe dealurile astea, uite pe aici un șel, uite și aici un teren. Trebuie să cultivăm și pe aici, să punem ceva, uite o văcuță. Uite mă, iarba aici. Apoi ce nu ziceți mă că aveți iarba aici? Apoi eu stau să plantez iarbă când este o grămadă de iarbă pe aici. Chiar o să mă interesez să văd cine are terenurile pe aici. Și să vin să iau iarba de la ei. Da. Nu știu unde să ducem partea alaltă. Ia uite încă un deal pe acolo. Aș putea să-mi fac ferma de porci pe acolo. În fine, nu știu. Mai vedem. Cam asta a fost cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare. Mulțumesc foarte mult de vizualizare. Vă urez numai baftă și nu uitați să dați un like. Baftă încă o dată.